Pentru că echipa Uruguaiului ar fi dezaxat în mod voit grămadă ordonată. Să nu uităm, în prima etapă, irlandezii au jucat foarte economicos, nu s-au forțat, au jucat eficient. Da, e adevărat, dar iată că și la ei încep să se vadă câteva mici erori. Din acea lovitură de pedeapsă, balonul nu a fost șutat direct în margine. Cu toate acestea, au declanșat foarte rapid un contraatac. Sunt minutele de tatonare ale celor două echipe, în care, în mod evident, Irlanda va încerca să-și impună planul tactic de joc. Vedem o nouă regrupare. Se caută lipsa unui placaj în sistemul defensiv al Uruguaiului, dar mai mult decât atâta, se pare că au recâștigat posesia. În prima fază recâștigaseră posesia, un turnover, cum este numit în rugby, dar pentru că un jucător irlandez s-a aruncat pentru a recupera la rândul lui posesia, arbitrul l-a sancționat. Și iată, Uruguay beneficiază de o primă lovitură de pedeapsă. Da, și mută jocul în jumătatea celor din Irlanda. A, va fi prima margine a Uruguayului. Sunt convins că vor încerca să-și exercite punctul lor forte, și anume forța pachetului de înaintare. Optează pentru o margine redusă, doar cu 6 jucători. O aruncare pe mijlocul aliniamentului, dar balonul nu este controlat în totalitate. Cu toate acestea, iată că reușesc să rețină posesia. O nouă lovitură de pedeapsă. Over, hands on the ground. Number two. Ați Hands on the auzit ground explicația arbitrului, numărul 2. S-a dus peste balon. De obicei, arbitrii se ghidează ca linia umerilor, linia capului să nu fie mai jos decât linia bazinului. E o situație bună de a concretiza în puncte. Poate să constituie un avantaj psihic în această fază, să pui puncte pe tabelă. Da, bineînțeles, deja avem 5 minute de joc și irlandezii au comis până acum două infracțiuni, două lovituri de pedeapsă, fapt neîntâlnit în meciul cu Rusia. Joachim Prada, fără probleme, era și o poziție centrală, aduce primele puncte pe tabela de marcaj. Asta spune multe despre echipa Uruguaiului. Data trecută noi am confruntat un adversar foarte dificil, foarte, să-i spunem, greu de trecut, mai ales că are același profil de joc ca și echipa României. Am văzut cât de rapid au ieșit din 22 propriu. De la lovitura de începere, au mutat foarte rapid jocul undeva la centrul terenului. Se pregătește să repună Brian Burney și câștigă foarte bine posesia irlandezii și au o bună situație de a iniția un atac. Păcat de Vedeți, această dată. asemenea inexactități în meciul trecut nu au existat. Acum sunt din ce în ce mai des. E foarte greu în momentul în care ai intrat cu o viteză atât de mare în turneu să rămâi la fel de concentrat. Probabil că acesta va fi un duș rece pentru ei. Vom vedea până la sfârșit. Dar oricum meciul se anunță foarte, foarte interesant. Bine! Set! S-au dictat timpii de alegare, a introdus Da. Aleko Duran. Grămada ordonată, offside. interesantă, a Irlandei, au reușit să câștige posesia.
Au stat foarte, foarte bine irlandezii. Uruguaienii nu au reușit să taloneze rapid balonul. Și după cum am văzut, balonul odată ajuns în linia a treia irlandeză, am văzut că un jucător uruguaian s-a lăsat păcălit, ca să-i spunem așa, a încercat să recupereze, dar era în poziție de offside. Se vede în margine, au stat foarte bine la acest capitol în meciul cu Rusia și acum, de această dată, au făcut-o foarte bine. O bună circulație a balonului acolo până la aripa John Murphy, capitanul formației. Sunt în preajma 22-ului. O pasă da, din nou interesantă și va fi primul eseu al partidei. Ce spui de această fază, Daniel? Da, o fază simplă, o fază clasică în care jocul cu piciorul a fost foarte bine gândit. O presiune pe locul de cădere al balonului, nimeni în rândul 2 de apărare a echipei Uruguaiului, fapt ce a determinat ca numai puțin de 4 sau 5 jucători irlandezi să fie deja în terenul de țintă alături de purtătorul de balon. O fază relativ simplă și foarte rapidă, cu margine redusă, jucată în centrul terenului unde s-a aglomerat cu un număr redus de jucători, continuat în același sens și iată acel joc cu picior, o lovitură de picior razantă, inteligent plasată de către irlandezi. Are suficient timp la dispoziție de concentrare pentru a concretiza în puncte și o face. Da, 7-3. Meciul va fi interesant. 7-3 pentru Irlanda. Two more points for Ireland. Spuneam în debutul partidei că cele două echipe au fost întâmpinate ca la fiecare meci de micuții de la Șoimi București. Eu știu câtă muncă este cu ei și știu că ești unul dintre oamenii care stă poate mai bine de 10-12 ore lângă ei. Da, nu pot să spun că este o muncă asiduă atâta timp cât este efectiv o plăcere. O fac împreună cu colegii mei după program, deci efectiv toți cei 6 suntem voluntari și o facem cu cea mai mare plăcere. Așa că nu este o corvoadă, ca să spunem așa. E, cu această ocazie, poate cine știe, vor mai veni și copii la rugby, să știe, voi îi primiți cu brațele deschise. Sigur, sigur. Deja avem 65 de copii care vin în mod regulat între 4 și 11 ani. Bineînțeles că suntem aici pentru a-i primi pe toți. Haideți să urmărim, din nou poate să fie o fază interesantă, să ne aducem aminte de... Da, din nou o margine redusă, doar cu 6 jucători, dar de data aceasta optează pentru organizarea unui mall. Încearcă și ei să vadă care este punctul forte al Uruguaiului. E interesantă această deschidere pe împingerea molului, pentru că linia defensivă trebuie să reculeze. Am văzut un joc rapid în zona depărtată, zona 3. Apoi se reîntoarce sensul de joc, dar pierd posesia, un nou turnover. Uruguaiul este cunoscută ca fiind o echipă foarte puternică, mai ales în jocul de rugby în 7. Vedem că știu și ei să păstreze posesia. Pentru Uruguay și pentru Rusia acest turneu este o foarte bună ocazie de a își măsura forțele înaintea meciurilor de calificare la Cupa Mondială. Da, să nu uităm, ele mai sunt implicate înainte, dar cu siguranță vor ajunge să-și dispute ultimul loc pentru Cupa Mondială. Din nou posesie și câștigă ușor teren. Da, apropo de ceea ce spuneai, Uruguay va trebui să mai treacă de un meci cu Hong Kong-ul, dar acesta se va juca în Uruguay, așa că echipa sud-americană are o șansă bună de a-și depăși adversarul.
În schimb, Rusia va trebui să treacă de un meci contra unei naționale venite din Africa. Încă nu se știe, poate fi Kenya, poate fi Madagascarul. Collapse. Dar acest meci, jucându-se tot în Rusia, probabil că și ei vor avea prima șansă. Până una alta am văzut echipa Uruguaiului din nou la lucru. Foarte bună apărare a Irlandei, totuși nu au reușit să fie depășită. Da, nici măcar 22-ul nu a fost amenințat. O bine organizată apărare, de aceea au și recâștigat posesia prin această grămadă ordonată. Atmosferă foarte frumoasă aici pe Stadionul Național Arcul de Triumf. Oamenii vin detașați, vin ca la un spectacol. Da, și ca de fiecare dată, să nu uităm, aici este locul unde este mai mult decât un meci de rugby, este o sărbătoare. Și... Da, e un loc de întâlnire între prieteni, între foști coechipieri sau foști adversari. Vin împreună, beau o bere și dea până amintirile și văd un spectacol rugbistic de bună calitate. Așa cum se spune că rugby-ul unește, nu dezbină. Da, e adevărat. Sunt câteva valori pe care rugby-ul le împărtășește și le-a împărtășit tot timpul. În primul rând, respectul, apoi spiritul de echipă, camaraderia, tot ceea ce a însemnat solidaritatea, pentru că mai mult decât atâta, ruibiștii întotdeauna au rămas prieteni pe viață, chiar dacă au jucat unii contra celorlalți, și-au păstrat un profund respect și știu cazuri în care s-au ajutat enorm foștii jucători care la un moment dat se aflau într-un impas. Da, din păcate, într-o societate individualistă contează foarte mult aceste lucruri. O înlocuire temporară. Da, este vorba de flankerul irlandez care până acum a dat multă satisfacție. E vorba de O'Donnell, care joacă la Munster. Ball is out. Vedem calitățile jucătorilor din Uruguay. Din păcate, o mână în plus a făcut ca acest balon să fie scăpat într-o fază foarte, foarte bună. Era acolo o situație de supranumeric, de 3 contra 2. Da, avem și reluarea acestei faze. De-aia spuneam că jucătorii din Uruguay sunt foarte buni, mai ales la jocul de rugby în 7. Preferă asemenea baloane de recuperare. Știu să declanșeze contraatacuri foarte, foarte rapide și de multe ori au avut succes cu aceste baloane. Dar e foarte clar că nu au experiența necesară în jocurile de rugby în 15. Se precipită ca orice jucător tânăr, să spunem așa, vor să fac mai mult decât pot și mai apar și asemenea greșeli. Am văzut asemenea greșeli și la case mai mari. Se mai poate întâmpla cu siguranță. Oricum, debutul acesta de meci abundă în întreruperi. Sperăm să vedem un joc mai legat, mai coerent. Se pregătesc irlandezii să introducă balonul acolo prin Luke McGrath. Băi! Set! Se permite introducerea. Deja pilierul de pe partea dreaptă a grămezii irlandeze căzuse, ceea ce îl obligă aproape pe arbitrul italian să se mute pe acea parte pentru a vedea ce se întâmplă. S-au schimbat timpii de legare și totodată, după acest set, îi se dă voie numărului 9 să introducă balonul în grămadă și abia atunci cele două pachete pot începe să împingă.
Excelentă fază dezvoltată de irlandezi și vedem aceleași șuturi. Da, se pare că este o tactică a acestor jucători. Ei, probleme acolo. Da. Și o grămadă la 5 metri. Simplu, foarte simplu, un balon până la aripă cu fundașul intercalat. Aripa un șut razant, un șut de urmărire razant. Avem reluarea cât de repede au plecat din propriul teren ce au ajuns până în terenul de țintă advers. Da, irlandezii sunt recunoscuți pentru viteza lor de joc, viteza de pasare. Tot ceea ce fac, i-am urmărit și la antrenamente, fac într-o viteză foarte mare. E o chestie de mentalitate, de metodologie, să-i spunem așa. Ori fac pentru a învăța, pentru a-și pune la punct până la 50%, aproape la pas, dar în momentul în care au stabilit ce au de făcut, fac tot în viteză maximă. Am avut o plecare a închiderii irlandeze, un nou punct de fixare. Probabil că vor să țină cât mai mult posesia pentru a căuta breșa în sistemul defensiv uruguayan. Și o pasă greșită acolo, interceptată de uruguayeni. Da, după cum vă spuneam, uruguayenii iubesc aceste turnover-uri, pentru că din aceste baloane declanșează contraatacuri foarte tăioase. Cert este că au ieșit din propriul lor teren, propriul lor 22. Da, să nu uităm că totuși încercarea a plecat tot de la o margine și tot margine redusă din 40 uruguayan pe partea dreaptă. Să vedem dacă vor avea aceeași schemă de joc. Deja au greșit aruncarea irlandezii. Da, prea lung acolo Brian Burney. Și e rândul Uruguaiului să încerce să spargă apărarea irlandeză. Da, o apărare care a funcționat de fiecare dată. Iată că a și produs un nou turnover. Balonul se află la irlandezi. Supranumeric în această zonă, dar încearcă din nou să recupereze aripa uruguaiană. Profit acolo Murphy, scot irlandezii. Mi s-a părut un înainte, dar jocul continuă. Foarte, foarte interesant acest balon redublat. Se continuă în același sens. Probabil că irlandezii au înțeles că nu pot marca foarte ușor după unul sau două puncte de fixare, de aceea încearcă să organizeze cât mai multe asemenea puncte de fixare. Vedem pachetul de înaintare irlandez, care este împărțit în două, și iată linia de trei sferturi care își va face, să-i spunem, din nou datoria, dar balon recuperat. Da, și poate să fie o situație periculoasă acum pentru uruguayeni. Să vedem dacă vor avea suficientă stăpânire la această fază. Cred că purtătorul de balon a greșit în dreapta, avea un jucător care era singur. Ar fi interesant să revedem această fază. Se joacă pe contră, e clar. Vom vedea dacă purtătorul de balon a greșit în acea fază. A încercat să paseze cumva în spatele ultimului apărător, când în partea dreaptă era clar un jucător. Acum am văzut acel paravan pe care l-a și fluierat Marius. Iată-l, ultimul apărător. În partea lui dreaptă era un jucător care era singur, probabil că ar fi putut să scape în... Da, era o situație periculoasă. Oricum vor beneficia de o lovitură de pedeapsă cam din aceeași poziție din care au reușit să aducă puncte. Joachim Prada, capitanul formației. No,
ratează. Da, a trimis pe lângă, scorul rămâne neschimbat, 7-3. De acea fază frumoasă de care au beneficiat uruguaienii și... Sunt convins că vom mai vedea asemenea faze. Irlandezii clar că au început să comită erori. Backwards by Green, play on! Copeland extrem de bătăios, Copeland reușește să păstreze posesia, iată, în acea zonă din stânga atacului irlandez erau 3 sau 4 jucători și știu foarte bine să păstreze această posesie, nu neapărat că vor să treacă de uruguain, cât vor să-i destabilizeze. Mai încearcă încă o dată printr-un punct de fixare și sunt convins că vor ține sensul. Da, dar vor beneficia de o lovitură de pedeapsă. Interesant să vedem opțiunea lor de joc. Sunt convins că vor șuta în margine. Ba nu, da, vor să ia 3 puncte. Da, vor punctele. Be very careful. Be very careful. Interesant opțiunea. Înseamnă că au văzut că e destul de greu să treci de apărarea uruguaiană și atunci, absolut normal, vor să-și ia punctele care le au. JJ Hanrahan de la Munster beneficiază de o poziție foarte bună. Liniștea care este înaintea transformării, liniște care se aude pe, să-i spunem așa, da, care da, se aude pe fiecare stadion de rugby. Execuție reușită. Da, șutorul este întotdeauna respectat. Lovitură de pedeapsă reușită. Scorul a devenit 10-3 în favoarea Irlandei. Și acum avem o pauză de hidratare. Sportivii, într-adevăr, timp de un minut vor încerca să-și recupereze forțele, deși nu este foarte cald. Temperatura ridicată, probabil umiditatea, și spune un pic cuvântul. Da, e vorba de protocolul pe care l-au stabilit arbitrii cu managerii celor două echipe înaintea partidei. Deschim la pauză. Asta frumoasă. La pauză schimb, îți dau atestație. Cum e meciul de fară? E și de o parte și de la margine și la grămadă, Alba și tot timpul în față la ofertă. Am văzut-o. Și la grămadă fac același lucru. Da, după cum ați auzit, o scurtă ședință a arbitrilor. Interesant, Marius se consultă cu cei doi mărginași care au mare experiență și sunt întrebați de cum li se pare ritmul jocului. Răzvan, mă auzi? Am văzut imagini și din tabăra irlandeză. Răzvan? Irlandezii cu siguranță au venit cu un staff impresionant. Așa cum știm, de ceva timp stafful unei echipe de rugby a căpătat dimensiuni pentru că se analizează fiecare compartiment, s-a înmulțit practic pregătirea unui... Adevărat, sunt echipe din prima grupă valorică, Tier 1, așa cum sunt denumite, unde stafful are între 15 și 20 de persoane. Sunt numai puțin de 5 sau 6 videoanaliști care în timp real îți pot spune absolut orice despre jucătorii echipei tale, dar și despre adversari.
Am văzut o nouă lovitură de începere a Uruguaiului. Bine prins balonul. Foarte, foarte interesant. Purtătorul de balon irlandez a fost lăsat să iasă din 22 pentru ca apoi șutul să nu poată fi dat direct în margine. Posesia se află în continuare la Uruguay. Presiunea este teribilă din partea apărării irlandeze. Vorbeai puțin mai devreme de staffurile echipelor. Dacă ne uităm un pic la meciurile de înalt nivel, vedem că este efectiv ca un mic război și atunci echipa de suport, stafful din spatele acestei mici armate, trebuie să fie de asemenea foarte, foarte bine pregătit. Jucătorii trebuie recuperați și folosiți în timp util, așa că fiecare membru al staffului are rolul său foarte bine determinat. O nouă grămadă ordonată, bună poziția celor două echipe. Irlanda nu reușește, până la urmă au reușit să-și impună, să-i spunem, puterea. O plecare pe partea închisă, numărul 9 păstrează posesia. Obligat Murphy să scoată. Da, se toarce sensul. Se continuă foarte, foarte bine și iată că se păstrează sensul de joc, un supranumeric în acea zona terenului, nefructificat. Interesant această opțiune de joc, numai că balonul a fost prins în margine direct. N-a mai reușit Murphy acolo să prindă balonul. Avem reloare. Acum, interesant șutul. Are dreptate Gabriel Sheitan. Am văzut că aripa irlandeză a prins balonul, a controlat balonul, după care a ieșit afară, drept pentru care din acea zonă de teren Uruguaiul va arunca în margine. Din nou o margine redusă cu 6 jucători în aliniament. Da, se întârzie aruncarea balonului, drept pentru care Irlanda beneficiază de o lovitură liberă jucată foarte, foarte rapid de înaintașii irlandezi. Bine, foarte bun acest joc în interval. Michael Kearney a finalizat. Bine urmărit purtătorul de balon de fiecare dată, pase scurte și am văzut într-adevăr o lecție de joc pe perimetru îngust. L-au jucat din nou economicos, i-au făcut treaba. Echipele mari fac lucrurile simple, le fac foarte, foarte bine, adică nu se complică, nu încearcă să-și surprindă adversarul prin, eu știu, foarte multe complicații tehnice, să-i spunem așa. Fac lucruri simple, foarte, foarte rapid, foarte eficient. Transformarea este reușită, 17-3. Vedeți cât de bizar este jocul. Uruguay ar fi putut beneficia de o încercare, ar fi putut de asemenea beneficia și de o lovitură de pedeapsă. Scorul ar fi putut fi 7-6 sau poate 10-7. Interesant opțiunea irlandeză. Lovitura de începere a fost repusă direct în margine. Jucătorii au voie să opteze pentru grămadă ordonată de la centru sau pentru a juca o margine rapidă până în linia de centru. Ei au încercat, dar se pare că anunțaseră că optează pentru grămadă ordonată. Băi! Set!
Interesant de studiat aceste două pachete de înaintare, mai ales la grămadă ordonată. Numărul 9, uruguaian, a încercat să pună presiune asupra închiderii irlandeze, dar se pare că totuși Marius l-a fluierat pe pilierul stânga al echipei sud-americane, pentru că nu a păstrat legătura pe toată durata împingerii. Și să vedem o poziție care le-a convenit de fiecare dată irlandezilor. De data aceasta margine completă cu tot efectivul. Ryan Burney prins balonul, da, se pleacă pe... S-a încercat o plecare pe spatele marginii. Balonul n-a fost foarte bine controlat de către mijlocașul la grămadă irlandez. Sunt foarte multe întreruperi, sunt multe momente fixe. De fapt, aici îți dai seama de nivelul jocului, să spunem. Acesta este un joc care convine de minune totuși Uruguaiului. Să nu uităm că în primul meci până la acest minut erau câteva încercări înscrise de către irlandezi, și atunci Uruguaiului îi convine această fragmentare a jocului. Crouch! Bang! Set! Bună grămadă ordonată a Uruguaiului. Acum plecarea numărului 8, foarte, foarte interesantă în mijlocașul la deschidere irlandez. Stop 2, 5. Se optează pentru o lovitură de picior înaltă, bine prinsă de către fundașul irlandez. El urăște o evoluție foarte bună, să se fluieră din nou. No. Da. First man on his feet, then he was dragged to ground. Holding on. Primul jucător de suport s-a aruncat să-și protejeze purtătorul de balon. De fapt, vedem că închiderea uruguaiană acolo a încercat să protejeze balonul și a fost împiedicat, balonul a fost reținut la pământ de către irlandezi. Se oprește cronometrul, este nevoie de îngrijiri medicale. The first man came in, hands off the ball, then he was dragged to ground. Probabil că Uruguaiul va încerca să transforme în puncte această lovitură de pedeapsă. Va fi, să spunem, normal, având în vedere că mai sunt câteva minute până la pauză. După acest meci vom asista la o festivitate de înmânare a diplomelor Academiei de Rugby. Cea de-a 10-a promoție a terminat aceste cursuri de perfecționare. Și reprezentanții acestei cele de-a 10-a promoții, denumite Iancu Băcioiu în memoria fostului mare jucător de rugby Constanțean, vor primi diploma din partea conducerii Federației Române de Rugby. Iată că mă contrazic uruguaienii și am încercat să o dea margine, dar din păcate valonul se duce în valon mort, pentru care jocul va fi reluat cu o grămadă ordonată de pe locul loviturii de pedeapsă. Păcat, Uruguaiul și-a dorit mai mult decât au putut realiza, să-i spunem așa. De asta spuneam că echipele mari fac lucruri simple. Crouch! Bang! Set!
Bună, bună presiunea Uruguaiului în această grămadă ordonată. Până la urmă s-a dezaxat grămadă ordonată. Tocmai pe acea parte au plecat irlandezii. Foarte, foarte bună opoziția sudamericanilor. Au, să-i spunem așa, același stil de joc cu o altă mare forță a rugby-ului mondial din America de Sud, și anume Argentina. Am văzut o monstră a unei tehnici deosebite. O lovitură de picior care s-a dus direct în margine. De data aceasta uruguaienii au încercat să îndepărteze balonul. S-a descurcat Ghilur acolo foarte bine. E, în partea stângă atacului, da, și asta au și făcut. Era un spațiu destul de mare. Pasa n-a mai fost una fericită. Rămân în continuare însă în posesie. Era un număr covârșitor de jucători. Erau numai puțin de 8 contra niciunui alt jucător. Tot pe acea parte se continuă atacul. Irlandezii spargă prin Tommy O'Donnell. Irlandezii au intrat în sistemul de joc. Ei, și a scăpat acolo foarte bine Michael Allen. Advantage. Play advantage, pulling back. Foarte bun placajul. Pasă cădere. Rezistă bine până la urmă apărarea uruguaiană. Se reintră pe formarea acelor puncte de fixare. Se păstrează cât mai mult posesia. Și bineînțeles că se face o infracțiune pentru care probabil flancherul uruguaian va primi un cartonaș galben. A fost o infracțiune până la urmă cinică, ca să-i spunem așa. Iată-l cum intră din propriul teren, dar nu de la linia ultimelor picioare, ca să-i spunem așa, pentru care este sancționat cu un cartonaș galben. Hanrahan trimite în margine, iar ne așteaptă o fază extrem de interesantă. A mai mult ca sigur beneficiind de un jucător în plus pe pachetul de înaintare, irlandezii vor forma un mol și vor încerca să ajungă în terenul de țintă advers. Distanța este una propice, iată cum s-au legat. Bine aruncat pe mijlocul marginii, după cum anticipam, au organizat un mol care ușor, dar sigur, intră în terenul de țintă. Da. Și a avut finalitatea descontată. Da, și iată că irlandezii au marcat cea de-a treia încercare. Avem reluarea fazei, au încercat acolo să opună rezistență uruguaienii. Revenind la ceea ce spuneam mai devreme, un joc simplu, da, economicos. Exact, foarte, foarte eficient. O încercare dintr-o lovitură de picior razantă, apoi un alt joc, să-i spunem, clasic, cu pase de înaintare, okay, și un mall foarte bine organizat. Okay, yeah. Trei încercări în prima repriză. Este păcat de efortul uruguaian. Aceștia au existat în joc, ca să spunem așa, mai multe minute la rând. Chiar ar fi putut într-adevăr să marce mai multe puncte. Da, jocul de rugby este unul care aparține jucătorilor care atacă. Oh,
Drept pentru care scorul este la ora actuală 22-3 pentru echipa britanică. Nu mai este mult până la finalul primei părți. O nouă lovitură de începere. Este foarte interesant că de fiecare dată Uruguaiu a propus adversarului un alt gen de lovitură. Scopul este de a-i surprinde pe adversar, dar până una alta... Copland acolo are o cursă senzațională. Nu ai impresia că este jucător de linia a doua. Carry back! Până la urmă s-au descurcat uruguaienii. Bună recepția lui Gilroy. Hanrahan. Da, balonul a fost pasat la limită. Cei doi talonori s-au întâlnit. A rezistat acolo, da, Burnley foarte bine. Se joacă. Bună contestarea posesiei. Și din nou mijlocașul la deschidere irlandez a încercat o lovitură de picior razant. Ar fi trebuit și ar fi dorit să fie mai în interior. Până la urmă balonul părăsește suprafața de joc. Numbers green. Cred că uruguaienii au și o problemă fizică deja. Presiunea jocului, iată, îi forțează să comită greșeli tehnice. Numai astfel ne putem explica că micile detalii nu sunt respectate. Aruncarea în margine care a depășit mâna prinzătorului. Până la urmă, irlandezii n-au reușit să recupereze această posesie, drept pentru care tot Uruguayul beneficiază de introducerea balonului în grămadă ordonată. Da, indirectă. Se consideră că au împins înainte, Irlanda a împins înainte ca balonul să fie introdus. Da, sealing off first. Da, sealing off. You. Sealing off the contest. Practic, jucătorul, ceea ce vorbeam și mai devreme, am văzut o asemenea lovitură de pedeapsă, dar atunci dată contra Irlandei. Suportul purtătorului de balon se aruncă peste acesta care se află la sol, împiedicând, să-i spunem așa, adversarul să conteste posesia. Să vedem pe linia de 22. Da, o nouă aruncare în margine. Își prind bine acolo balonul. Și încearcă să plece pe spatele marginii. Și Irlanda caută să-și diversifice jocul, să propună adversarilor altceva de fiecare dată. Accidental, just a scrum, blue scrum. Purtătorul de balon a intrat într-un coechipier. Marius Mitrea consideră că a fost accidental și chiar așa a și fost, drept pentru care nu se dă o lovitură de pedeapsă pentru un paravan, ci un offside involuntar, o grămadă ordonată cu introducere uruguaiană. Crouch! Băi! Set! Ready! Wait. E normal să păstreze cât mai mult posesia Uruguaiu. Până la urmă se caută o breșe și până la un anumit punct l-au și găsit. Probabil că vor ieși cu o lovitură de picior lungă. Ultima fază.
o primă repriză care a durat destul de mult, cel puțin în debutul reprizei. Jocul a fost foarte fragmentat. Bine, gândindu-ne că a fost și acea pauză de hidratare, e absolut normal să se prelungească atât. E, iată că Uruguaiul a prins acel balon și au pornit Irlanda a prins și au încercat să formeze un mol foarte bine contrat de Uruguai. Se joacă din nou în 22-ul sud-american. Se recuperează posesia. Bine șutat. Parcă se lipește balonul de fundașul irlandez. S-a strigat Mark. Da, și aici oprire din zbor. Jucată rapid de uruguain. Și șutat apoi în margine. Aici se încheie și prima repriză acestei confruntări. 22-3 pentru Irlanda în confruntarea cu Uruguay. Noi revenim în aproximativ 8-10 minute. Pentru că îți place pulpa surprinzătoare din Capi Palpi, acum te poți bucura de noul Capi Palpi piersică și multifrut cu bucăți gustoase de fructe. Când ești blocat, eliberarea vine din lucrurile naturale. Pentru un ajutor suplimentar, alege tot ceva natural. Formula unică Senalax cu Sena și Crușin are dublă acțiune pentru un efect rapid. Senalax plus Crușin. Primul remediu natural atunci când ești blocat. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Moment, un singur nume, toate soluțiile pentru casa ta. Cu Moment îți garantăm satisfacție 100% sau, dacă nu ești mulțumit, îți dăm banii înapoi. Moment îți dă putere. Te protejezi de hoți, de soare, de sarcină. Dar cine îți protejează ficatul de consumul medicamentelor? Hepatoprotect, pentru menținerea unui ficat sănătos. Ianca Tudor! Cum stăm cu poveștile? Le-am citit, tati! Păi și astea? Luați înghețata asta și la povești cu voi. Hai! Înscrie codul de pe înghețatele în apoca pe înghețatadepoveste.ro și primești garantat o poveste audio. Mai poți câștiga o tabletă pe zi sau o excursie pe lună într-un parc de distracții din Paris. Unicuțo, dar de ce ai gura așa de mare? O să te pot mânca mai bine! Înghețata în apoca. Gustul copilăriei. Cu efect dublu antibaronare și antiflatulență, Kebene Plus, combinație unică în România, acționează în numai 15 minute, mai întâi în stomac, apoi în intestin. Kebene Plus. Și starea de bine revine. Niciodată nu vei mai fi pupată de atâția mustăcioși în aceeași zi. Nici o altă sticlă de lapte nu o să te facă să te simți mai mândru. Zuzu la 1,8 litri. Același lapte care îți place mai ușor de împărțit cu cei dragi. Zuzu, acum e momentul! Știai că alimentația dezechilibrată, stresul, sedentarismul și fumatul cresc colesterolul cu mult peste valoarea normală? Biolend Triomega, raportul ideal de omega 3, 6 și 9 din ulei de cânepă, echilibrează colesterolul. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. E dreptul tău să știi. E datoria noastră să-ți spunem. Fii la locul potrivit, la ora potrivită. Sunt Mirela Năguț și te aștept de luni până joi la Telejurnal. Sunt Andrei Bărbulescu și te invit de vineri până duminică la Telejurnal. Sunt Alina Stancu și îți prezint Ora de Știri. De 45 de ani ai filme la tine acasă. And now, ladies and gentlemen, I have a little surprise for you. Cine? Cinema. Cinemateca. Telecinemateca. Săptămâna aceasta, Alain Delon și Simon Signoret în Ferma Suspiciunilor.
Regia Jean Chapeau, Telecinemateca. În fiecare joi de la ora 20:10 la TVR2. E greu să uiți episoade gen o piață bombardată, un șlap în care rămăsese laba piciorului. Am simțit, să zicem, pe pielea noastră că situația de securitate nu este deloc roz. Imaginează-ți un oraș în care mirosul morții, efectiv, al cadavrelor, este omniprezent. Jurnal de front. O emisiune de Daniela Zeca Buzura. Vineri de la ora 15 la TVR2 și TVRHD. Istoria românilor în 101 povești adevărate. De la coroana regelui Carol la vizitele în străinătate ale lui Nicolae Ceaușescu. De la războaiele pe care le-am câștigat la tratatele care ne-au modificat frontierele. Istoria României rămâne pentru noi cea mai frumoasă poveste. 5 minute de istorie cu Adrian Cioroianu, sâmbăta de la ora 12:30 la TVR2. Vrei ceva de top? Vino în magazinul nostru. E o chestiune de prestigiu. Avem tot ce e mai bun. Top Cultura, cu participarea extraordinară a lui Răzvan Teodorescu, de la ora 14:10 la TVR2 și TVRHD. Anton Durcovici a fost episcop romano-catolic al diecezei de Iași. Perioada de după război a fost una de confruntare deschisă cu regimul comunist, iar episcopul Durcovici și-a făcut pe deplin datoria. A fost arestat în 1949 și a murit la Sighet în decembrie 1951. A fost beatificat în anul 2014 la Iași. Primăvara creștină, un episcop martir, Anton Durcovici, Memorialul Durerii, o istorie care nu se învață la școală. Un film de Lucia Hosu Longin. Sâmbătă de la ora 16 la TVR2. Încep cu fiecare Ursus. Regele berii în România. Colică biliară? Antispasmin rezolvă rapid crampele dureroase abdominale cauzate de aceasta. Antispasmin, aliatul tău împotriva crampelor dureroase abdominale. Cu noi adezivi premium AFX 11 Plus, plăcile nu se desprind. Ușor de întins, imposibil de desprins. Încearcă și noul kit de rosturi Quartz Kit 7 cu Porus X. Antimucegai, impermeabil, flexibil, durabil. Adeplast, cea mai inteligentă alegere. Carbocit absorbe gazele ca un burete, în loc ca tu să le elimini într-un mod genant. Carbocit absorbe natural gazele intestinale. Niciodată nu vor fi mai frumoase diminețile de duminică. Niciodată nu vei mai avea în jur atâția oameni care să te iubească. Niciodată nu vei mai fi pupată de atâția mustăcioși în aceeași zi. Nici o altă sticlă de lapte nu o să te facă să te simți mai mândru. Zuzu la 1,8 litri. Același lapte care îți place mai ușor de împărțit cu cei dragi. Zuzu, acum e momentul. Ce îți oferă statul? Statul în picioare îți poate oferi picioare umflate și obosite. Dar stai liniștit. Devaricid plus C cu extract de castane este benefic pentru problemele picioarelor. Soția mea și cu mine împlinim anul ăsta 30 de ani de căsătorie. Ca să-i fac un cadou, am sunat la Provident și la sfatul fiului nostru am luat un împrumut. Am invitat-o într-un nou voiaj de nuntă. A fost tare frumos.
Și ideile tale pot deveni povești frumoase, cu un împrumut simplu și rapid de la Provident. Sună la 021-275-7575 sau trimite un SMS la 1805 și te sunăm noi. Domnilor și domnilor, după o primă repriză disputată între Emerging Ireland și Uruguay, este 22-3 pentru irlandezi. După o primă repriză destul de interesant, avem un montajel cu punctele realizate în prima parte. Vedem eseul de debut al irlandezilor, o fază extrem de frumoasă și simplu jucat. Momente frumoase de rugby pe Stadionul Național de Rugby Arcul de Triumf, să nu uităm, cu începere de la ora 19, aici în direct pe TVR2 urmează confruntarea dintre România și Rusia, o confruntare așteptată, un adversar de tradiție, un adversar cu care ne duelăm și în Cupa Europeană a Națiunilor, în drumul către Cupa Mondială. Calificarea este, după cum bine știți, deja realizată în tabăra României. Irlandezii nu s-au complicat foarte mult nici în această, în prima parte, să nu uităm, au debutat perfect cu acel 66-0 înregistrat în prima etapă în fața rușilor. Peste câteva momente va începe și partea secundă acestei confruntări. Totul este pregătit, vă spuneam, Marius Mitrea, Cristian Răduță și Gabriel Șeitan sunt arbitrii acestei confruntări. Iată, acum va începe repriza secundă. O lovitură de începere bine bătută de către irlandezi. Și cum spuneai, se lipește parcă balonul de Gilroy. O spontană în care se pare că s-a reținut balonul la sol, drept pentru care Uruguaiul beneficiază de o nouă lovitură de pedeapsă. Vor ieși repede de sub presiunea irlandeză dacă vor reuși, pentru că s-a mai întâmplat în prima repriză, să dea balonul direct în margine. Nu! A doua oară o greșeală care le bagă plumb în picioare uruguaienilor. Un șut înalt de data aceasta propus de către irlandez, dacă în prima repriză am văzut destul de multe lovituri de picior razante, iată că în repriza a doua au început să utilizeze lovitura de picior înaltă. Bine recepționată de către uruguain. Mult mai deciși în această repriză par uruguaienii. Din păcate, nu reușesc să păstreze posesia. Atacă din nou acolo irlandezii, un nou punct de fixare. Da, același Tommy O'Donnell care a făcut o primă repriză foarte, foarte bună. Iată un nou joc cu piciorul foarte, foarte bine, să-i spunem, gestionat de către uvertura irlandeză. Sunt mulți jucători de la Munster. Munster este una dintre provinciile, să spunem, tradiționale irlandeze, o echipă de excepție care a avut de foarte multe ori succes în Heineken Cup. Sunt jucători care ies din academia acestei provincii. Jucători de excepție, după cum putem vedea, care au o tehnică desăvârșită.
Este momentul în care se fac și câteva schimbări. Duran și Lamania pătrund în teren, întăriri în linia întâi, acolo unde păreau pe finalul primei părți că cedează uruguaienii. Da, au avut de suferit. Did the green substitution Duran came in? A intrat pe postul de talonor. Wait, please. Ramon. Nu, am greșit pe postul de pilier stânga. Talonorul uruguaian a aruncat destul de bine și iată îl vedem din nou într-o fază bună. Au încercat uruguaienii să iasă printr-un joc destul de complicat, două sau trei puncte de fixare după care să șuteze. Încearcă un contra-atac. În schimb, irlandezii sunt foarte agresivi în apărare. Reușesc să recupereze posesia într-o situație de 3-2, 3 contra 2. Până la urmă, purtătorul de balon a fost foarte bine placat și l-a împiedicat și pe jucătorul său de suport să vină. Tocmai de aceea au greșit. Fapt sancționat rapid de către Marius Mitrea. Trimit de această dată în afara terenului. Time off. A lăsat urme faza de mai devreme. Da, uruguaienii nu au jucători foarte mari, foarte masivi, dar sunt foarte energici și sunt foarte buni luptători, ca să-i spunem așa. Am văzut și în primul meci, în meciul cu România, a fost o bună perioadă de timp, au fost foarte, foarte bine organizați în apărare. O nouă margine redusă de data aceasta cu o aruncare uruguaiană. Carlos Arboleia. Da, se aruncă pe spatele marginii, dar până la urmă irlandezii reușesc să rețină această posesie, acest balon. Se joacă în același sens. Din nou o fază clasică, au început să accelereze jocul. Și o nouă lovitură de picior către aripa irlandeză. Michael Allen acolo. Se folosesc de obicei aceste diagonale, aceste șuturi în diagonală pentru ultimul atacant. În momentul în care apărarea este strânsă în jurul grămezilor spontane, de obicei se spune că e o apărare scurtă, o apărare foarte, foarte apropiată de punctul de fixare. Doi jucători uruguaieni erau deja în offside. Uite la număr. E și o scurtă ședință înainte de această execuție. Da, probabil că vor decide din nou să organizeze un mold. Margine completă. 2 jucători pe față, 3 pe mijloc și 2 pe spate. S-au făcut acele combinații, ca să-i spunem așa. În schimb, în momentul în care au vrut să organizeze molul, balonul a fost scăpat. No, he's okay, we're playing. Come on.
O nouă ocazie ratată de către irlandezi. Uruguaiul scapă din nou cu fața curată. Bună presiunea grămezii irlandeze. Da, vor încerca să scape de presiune, au trimis balonul înalt. A luat decizie pe ultimul moment să nu prindă acel balon. Ce număr iese? Come on. You walked still here. Come on, you can play. Vamos. We're playing. Gap, keep the gap. Move, please, move. Blue, move. Da, din nou o margine redusă a irlandezilor. Sunt foarte interesant de analizat mișcările pe care le fac irlandezii în margine. Fac un minimal. S-a încercat acolo strângerea jucătorilor din aliniament. După care numărul 8 a încercat să plece. Deja arbitrul a indicat un avantaj. Number 8. Da, vor șuta în margine și vor încerca din nou să marce un eseu probabil printr-un mol. De multe momente sunt presiune, există presiune exercitată în 22-ul uruguaienilor. Au rezistat cât au rezistat. Deja de când a început această a doua repriză, de cele mai multe ori meciul a fost în meciul s-a jucat în 22-ul uruguaian. Cu toate acestea, irlandezii și-au menajat probabil pentru ultimul meci numai puțin de 5 jucători care au activat în meciul cu Rusia. Foarte bine Burnie acolo, pot un sese. Held up over the line. A, și cu toate acestea, ultimul apărător irlandez s-a băgat sub balon, oprind înscrierea unei noi încercări. Drept pentru care Irlanda va beneficia de o introducere în grămadă ordonată la 5 metri de terenul de țintă uruguayan. Avem și reluarea Burnie acolo, foarte bine plecase. Ok, here's the mark. Se dictează timpii de legare, se grăbesc. Da, Marius are ceva probleme la grămada ordonată. Jucătorii celor două echipe se grăbesc, anticipează, nu ascultă comenzile. Drept pentru care el este forțat să le repete ceea ce își dorește de la cei jucători. Mai ales la jucătorii de linia întâi. Băi! Set! Introduce Marshall. O lovitură de pedeapsă absolut corect acordată. Pilierul stânga uruguaian, e vorba de Oscar Duran, este sancționat pentru că a început să împingă în diagonală. El nu a mai respectat direcția de împingere. Sunt studii care arată că jucătorii de linia întâi
au o presiune din față de aproape o tonă și asemenea presiune și, bineînțeles, și din spate, din cauza coechipierilor. Încercare. Încercare reușită. Parcă plutea un pic în aer. Tocmai de aceea trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit și să ai o tehnică foarte bună pentru a juca în linia întâi. A patra încercare a partidei. Nu, e clar că Irlanda nu a utilizat, să-i spunem așa, cei mai buni jucători, pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că efectiv reușesc să marcheze încercări simple și hai să-i spunem, atunci când presiunea este una foarte, foarte mare. JJ Hanrahan, de această dată perfect pe centru. Da, se pare că deja ei își pregătesc finala IRB Nations Cup. 29-3 în favoarea Irlandei. Two more points for Ireland. Dacă putem anticipa un pic, și echipa României a decis ca în meciul cu Rusia să introducă 3 sau 4 jucători noi. Astfel sunt câțiva jucători care își vor face debutul astăzi. E o foarte bună ocazie pentru ca tinerii jucători români să fie văzuți la lucru. Fiecare dintre ei au o foarte bună ocazie să-și prindă un loc în echipa națională. Iar la meciurile test din noiembrie, cu adevărat să arate că își merită locul în echipa națională pentru Cupa Mondială de la anul. Da, să nu uităm, România este deja calificată și foarte bine că se caută variante. Crouch! Bang! Set! De data aceasta, Uruguaiul beneficiază de o lovitură, pardon, de o grămadă ordonată. Am anticipat un pic, având în vedere că totuși iată același Oscar Duran de data aceasta a trecut pe partea dreaptă a grămezii ordonate, a fost sancționat de Marius Mitrea pentru poziția incorrectă de împingere. Irlanda a beneficiat de lovitura aceasta de pedeapsă și, ca să-i spunem așa, ei nu-și greșesc ținta. Trimit balonul în margine. Drept pentru care tot ei vor avea aruncarea în margine, margine redusă. În acest meci a fost, să-i spunem așa, un festival de momente fixe, foarte multe grămezi ordonate, foarte multe margini. De-aia spuneam că e un prilej deosebit și pentru antrenorii din România să observe organizarea în aceste momente fixe. Iată, am văzut o pasă interesantă. Da, am văzut un nou turnover al uruguaienilor. Foarte, foarte multe baloane recuperate. Din păcate n-au putut să beneficieze de toate aceste baloane. O nouă grămadă ordonată chiar pe linia de 22 de metri pe partea dreaptă a atacului uruguaian. Va fi interesant cum vor alege să joace acest balon. În mod clasic se pleacă pe partea închisă, cazul nostru pe partea dreaptă, tocmai pentru a desface sistemul defensiv advers, dar vom vedea ce vor opta. Împing și împing foarte bine, drept pentru care
obțin o lovitură de pedeapsă. Hey, no, leave it! Hey, apar și câteva scurt circuite. Da, câteva, să-i spunem așa, mici... Skipper! Mici schimburi de amiciții. Până la urmă, jucătorii sunt... Next time I will reverse the penalty. Okay? Sunt after amici. My whistle, I don't want all other players coming in, shoving, okay, pulling back. Marius ia decizia corectă să cheme capitanii de echipă, să le spună că nu îi se pare normal ca după fluierul lui jucătorii să continue să se îmbrâncească, drept pentru care spus că de data viitoare vor încerca să schimbe lovitura de pedeapsă. Hai să-i vedem pe uruguayeni la treabă. Pare să fie o situație bună, însă nu reușesc să trimită. Da, din păcate nu reușesc să-și câștige posesia. Nu poți să emiți pretenții atâta timp cât în momentele fixe, în grămezile ordonate și în margini nu-ți câștigi balonul. Să vedem, poate că la această nouă margine Uruguaiul va reuși până la urmă să câștige posesia. Schimbări și în echipa Irlandei. Se aruncă pe spate, până la urmă balonul cu destulă dificultate a fost prins, dar nu a fost în totalitate controlat. Drept pentru care o nouă grămadă ordonată. Exact cum spuneam, a fost un festival de margini și grămezi ordonate. Cred că sunt cele mai multe margini și grămezi ordonate pe care le-am putut vedea în toate meciurile de la IRB Nations Cup. Bang! Set! Paul Marshall introduce. Da, se pleacă pe partea închisă. Marius Mitra recunoaște că este vina lui. Este o tactică pe care purtătorii de balon de obicei o optează să joace în zona arbitru, pentru că după cum vedem și în această reluare, arbitru constituie un paravan împotriva exact apărătorilor, drept pentru care revine cu o grămadă ordonată cu introducere irlandeză. Este un arbitru cu experiență. Anul acesta a arbitrat și în turneul celor 6 națiuni. Este o speranță a arbitrajului italian. Marius este născut la Galați, după cum spuneam, la 14-15 ani a plecat în Italia, acolo a descoperit jocul de rugby și tot acolo a fost format ca arbitru. Și având în vedere că vorbește foarte, foarte bine limba engleză, limba franceză, a fost trimis la cursuri la nivelul IRB-ului și apoi la nivelul celor 6 națiuni și iată cum un arbitru tânăr a reușit să-și facă o carieră în acest sens. Și noi avem un arbitru care este un arbitru de înalt nivel, e vorba de Vlad Iordăchescu, care în aceste zile... L-am întâlnit în diverse competiții. Da, și în aceste zile se află în Noua Zeelandă oficiind la meciurile din cadrul Cupei Mondiale de sub 20 de ani. Un arbitru care ne face cinste, să-i spunem așa, și care este primul arbitru profesionist din rugby-ul românesc. Da, este îmbucurător în primul rând și că numele României ajunge poate într-un loc îndepărtat și prin rugby. Iată un excelent ambasador. Da, până la urmă vom reveni la jocul nostru și
Și cu ce putem începe, dacă nu cu o grămadă ordonată? Ne-am obișnuit deja. Nota meciului. De mai bine de 10 minute jocul trenează în 22-ul irlandez, dar în mod steril nu se reușesc marcarea de puncte. O grămadă ordonată de data aceasta, foarte, foarte bună. E clar că e foarte clar că Marius acum îl urmărește pe pilierul uruguaian. Consideră că nu s-a legat cum trebuia în acea grămadă ordonată. A fost sancționat și iată o margine cu aruncare irlandeză. Au mutat jocul, cei drept uruguayenii au stat prea mult parcă la cum a decurs jocul în ultima perioadă. Prin foarte bine. Se aruncă pe spatele marginii, drept pentru care balonul a fost rapid pasat la nivel de centri. S-a format o spontană, un 15-le opus, să-i spunem așa, în canalul de 15 metri. Lovitură de pedeapsă, jucătorul uruguaian s-a apărat în cei 10 metri la care ar fi trebuit să se retragă și automat a fost sancționat cu un cartonaș galben. Este al doilea, câte unul pe repriză. Da, din păcate nu pot să emiți pretenții atâta timp cât există indisciplină și este o indisciplină de joc, o indisciplină tactică. Mult prea multe lovituri de pedeapsă, un nou înaintaș eliminat temporar. Sunt convins că până la urmă Irlanda va forma un mol pe spatele marginii de data aceasta, bine structurat, un nou avantaj lăsat de către Marius Mitrea și o încercare de penalitate. Acest mol care înainta spre terenul de țintă a încercat să fie stopat din lateral, ceea ce l-a determinat pe arbitrul italian să acorde o încercare de penalizare. Da, pedepsiții uruguayenii și la faza anterioară și acum au avut mult prea multe, să-i spunem, încercări de a fragmenta jocul. E o tactică, e pe undeva normal să încerci când există această diferență de valoare. Și la un moment dat arbitrul trebuie să facă ceva pentru a-i sancționa. Scorul a devenit 32-3 pentru Irlanda. Three more points for Ireland, the score is now 32-3. Rock! Încearcă irlandezii acolo să plece. Da, scorul este 36-3, nu cum indică tabela noastră. Continuă uruguaienii. Sigur, Uruguay nu mai are nimic de pierdut. Încearcă să păstreze cât mai mult posesia, să producă joc.
Ei sunt și în inferioritate numerică. Hands, off your feet. Hands. Da, și din nou vor trimite irlandezii. Vor încerca o lovitură lungă. Se întâmplă penalizarea acolo. Și e 37. Bravo, bravo! Au mutat jocul irlandezii foarte bine. Boys, no side entry. Brian Burney. În urma eseului de penalizare dictat împotriva echipei Uruguayului, scorul este 36 la 3. O fază importantă din care irlandezii pot... de care pot să profite foarte bine, circulă balonul, pasă mai puțin inspirată, rămân în posesie. Și cu toate acestea au hotărât să nu mai apeleze la mol, vor să dinamizeze un pic jocul. Simt că uruguaienii sunt, din punct de vedere fizic, depășiți. Ceea ce au și realizat, au simțit punctul slab, așa cum foarte bine ai anticipat. De obicei, marile echipe au această răbdare de a construi, de a destabiliza sistemul defensiv și până la urmă această muncă se concretizează de obicei spre finalul meciului. J.J. Hanrahan are un procentaj bun. Înalță balonul și este direcția scontată. Transformare reușită. Este 43-3 pentru Emerging Ireland. Da, sunt 40 de puncte. Nu am fi zis la începutul meciului că va fi o asemenea diferență de scor. Da, după cum începuse partida exact, nu ne-am fi așteptat. Ucinând acolo Michael Allen. S-a încercat fixarea cât mai mulți apărători prin acea intrare a lui, după care s-a deschis rapid pe partea opusă. Și din nou acest șut. Da, știau că acolo trebuie să se afle un jucător. Cel care a prins balonul a sărit, drept pentru care a fost placat în aer de către aripa da, el uruguayană și s-a dus suportul. Time off. Răzvan. Da, pentru că încă nu și-au dat seama care a fost jucătorul care la placa numărul 14 a fost jucătorul care a placat. Într-adevăr, el merită cartonașul galben. Cristian Răduță l-a indicat pe numărul 22. Răzvan, can you put that on the screen again, please? Să vedem, avem reluarea. Fără doar și poate, numărul 14. Sorry, mate. Tackling the air. Este una și mai dificilă pentru Uruguay, care este taxată. Al treilea cartonaș galben.
Am văzut clar ce înseamnă experiența jucătorilor irlandezi în momentul în care jucătorul de linia a doua, e vorba de Matthias Beer, a reușit să intre în posesie, a sărit știind că regulamentul protejează pe cel care se află în aer. Drept pentru care John Murphy, care este și capitanul echipei Uruguaiului, a greșit placându-l. Își taxează foarte, foarte mult echipa, lăsând-o în 13. Sunt convins că în acest caz irlandezii vor apăsa pedala de accelerație și vor mai marca încercări. Se descurcă foarte bine în continuare. O nouă lovitură de picior lung, o diagonală, dar în cazul acesta fundașul Craig Glory n-a reușit să păstreze balonul recuperat. Da, Uruguaiul declanșează un contraatac. E interesant cum totuși se rețin, încearcă să rețină posesia, pentru că știu că se află în inferioritate numerică. Nu știu ce să opteze între a păstra posesia și a juca cât mai rapid. Oricum, am un respect deosebit față de acești jucători, pentru că până la capăt e clar că vor lupta pentru a înscrie cel puțin o încercare. Offside. Back 10. În scurt timp va putea reintra și Matthias Brown. Au fost mult prea drastic sancționați uruguaienii, dar pe bună dreptate, pentru că în încercarea lor de a stopa presiunea adversă, întotdeauna au greșit. Margine exact pe linia de 22. Vor încerca, da, o margine redusă, vor încerca să arunce pe față. De data aceasta au reușit să păstreze posesia. Constituie un minimal. Numai că nu pot înainta. It's on the ball, Kaya. Foarte, foarte bună presiunea flankerului Tommy O'Donnell. A făcut astăzi un meci foarte, foarte bun. Iată, au și recuperat posesia. E de data aceasta este rândul irlandezilor să organizeze un contraatac. Și se găsesc foarte bine. Ce cursă impresionantă. Da, până la urmă au intrat într-un joc care le place foarte mult uruguaienilor, acest joc de rugby în 7. Am văzut cum au încercat să mențină posesia căutându-și suportul. Din păcate, în momentul în care a vrut să arunce balonul, să-l paseze, s-a interpus un jucător de înaintare. Sunt convins că dacă Uruguaiul ar fi jucat acum cu Irlanda A un meci de rugby în 7, scorul ar fi fost cu totul și cu totul diferit. Rapizii, jucători de 3 sferturi uruguaieni, mai mult împiedicându-i jucătorii de înaintare decât ajutându-i. Schimbări? Da, sunt schimbări, jocul este oprit. Îmi confirmați cât timp aveți, vă rog?
încep să mai vină suporterii, o să se adune încet, încet. Nu uitați, de la ora 19, România va înfrunta Rusia. Va fi un meci interesant, un meci care contează pentru clasamentul IRB. Rusia, sunt convins că nu își mai permite să mai facă un meci slab, așa cum a fost cel de sâmbătă. Sunt convins că vom vedea o altă față a echipei Rusiei. Steady, please! Crouch! Bang! Set! Introdus Paul Marshall. The advantage. Până la urmă au reușit să aibă această posesie. Advantage over. Turnover is good. Au reușit să recupereze balonul irlandezii. Ei, o situație care putea fi periculoasă. O situație relativ simplă de 3 contra 2 pe un culoar de 5 metri. Marius e foarte bine că lasă avantajul. Mai că irlandezii s-au organizat bine. Murphy care a fost introdus pe postul de fundaș acum. O pasă mai puțin exactă a celui care se afla pe post de demi de mele. Lovitură de pedeapsă jucată rapid de numărul 20, Paul Marshall. Da, se joacă. Balonul rămâne în teren după acest șut. Presiunea este o presiune bună a Uruguaiului, dar nu s-au precipitat foarte mult irlandezii. Au plecat foarte frumos. Se joacă. Recuperat posesia și sunt convins că nu. Se joacă încă. Uruguaiul a recuperat foarte, foarte bine poziția și în acea situație credeam că vor marca. V-am spus, tocmai de aceea sunt de admirat acești jucători, pentru că nu se opresc, indiferent de situația lor. Să nu uităm că se află din nou în inferioritate numerică. Se vor chinui până în ultimul minut, până la final să marcheze puncte, să marcheze o încercare. Foarte bine, din nou încearcă și câștigă metru cu metru. Suportul foarte bine vine din interior. Din păcate, purtătorul acum a plecat cam cu mult prea puțin jucător de suport și cu toate acestea reușește să păstreze balonul. Se luptă pentru fiecare palmă de pământ, pentru mai ales acum când au ajuns în 5 metri de terenul de țintă. E rândul irlandezilor să ne arate de ce sunt în stare la câțiva centimetri de linia de țintă. Da, avantaj pentru uruguaieni. Pas cu pas, metru cu metru, au încercat uruguaienii să folosească pick and go. Pentru că au pierdut posesia, arbitrul este obligat să se reîntoarcă la acea lovitură de pedeapsă jucată rapid. Dar din păcate scăpate de uruguaieni. Advantage over!
Excelent, s-au descurcat la această fază. Trimite acolo un balon de urmărire Murphy. Da, și se aleargă umăr la umăr. Până la urmă este scos în margine Gaston Ghibernau acolo. Ghibernau. Da. Da, se joacă rapidă marginea. Ok. Da, încercare. S-a jucat o margine rapidă de către irlandezi. Nu iartă asemenea momente. Interesant de văzut această fază. Da, jucătorii... Iată, o joacă rapid. Cât timp mai este, vă rog? Absolut normal. Se înscrie această încercare. Timp efectiv? Okay. Probabil că dacă vor transforma, vor ajunge la cota 50. Ian Kitley este cel care se pregătește să transforme eseul. Scurtă și în dreapta bețelor. Au mânat irlandezii borna celor 50 de puncte. Era lo stesso tempo fischiato a calciato. 48-3. Non penso proprio. Assolutamente no. Free. Da, o nouă lovitură de începere. Acum uruguaienii sunt în efectiv complet. Placaj ratat de aripa Federico Favaro, care a fost eliminat pentru 10 minute. Away 18! Wait. Marshall. Un șut înalt, un cârlig, la care până la urmă a sărit numărul 11 și a pasat-o numărului 16, James Tracy, care a înaintat destul de mult, numai că apărarea uruguaiană a reușit să scoată pentru un moment balonul din acea zonă de 22 de metri. Se joacă cu ultimele forțe și de o parte și de alta. Foarte, foarte bun intervalul găsit de Brian Barney. Da, de altfel și o viteză foarte bună pentru Barney. O nouă lovitură de picior. Este un placaj, zic eu, fără balon. Pe locul de cădere a balonului se dă o lovitură de pedeapsă. Time off. Yes. Am văzut cum mijlocașul la deschidere încearcă să șuteze razant și este efectiv placat de către numărul 16 uruguayan. Nu avem voie să placăm jucătorul fără balon. Acesta a fost motivul pentru care Marius Mitre acordă o lovitură de pedeapsă pentru Virlandezi. Mai este un minut. A întrebat dacă pot șuta în margine.
mai au un minut, pot decide să șuteze în margine și să formeze un mall prin care să înscrie din nou puncte. Post? Skipper? Post? Post! În cele din urmă, Alex, să trimită prin trecuturi. Absolut normal. Vor, așa cum spuneai, să fie sigur că vor trece de cota celor 50 de puncte și să nu-și mai expună jucătorii unui efort suplimentar. What number was two players? Ian Chitri. Execuție sigură. Și iată că 51 de puncte în dreptul Irlandei sunt suficiente pentru acest joc. 3 puncte în contul Uruguayului. Aceasta a fost istoria acestei confruntări. Ne reauzim și ne vedem evoluția României de la ora 19 în fața Rusiei. Rămâneți cu postul nostru de televiziune. Okay. You're right.